Accidentul s-a produs miercuri seară în apropiere de localitatea Vadul Moldovei. Șoferul unei autocisterne a intrat cu viteză într-o curbă la stânga și a pierdut controlul mașinii, care a ieșit în câmp și s-a izbit de un stâlp pe care era un transformator electric. Cisterna, care era plină cu hexan, un combustibil foarte inflamabil, a luat foc și în urma incidentului s-au produs 3 explozii în lanț. Martorii spun că flăcările se vedeau de la câțiva kilometri și că șoferul a ars de viu pentru că nu a mai avut timp să iasă din cabina mașinii. Sunt din Fărăș și am văzut tocmai de acolo flăcările care năpusteau peste pădure. Ne aflam în spatele lui, chiar am vrut să-l depășim, cred că venim vreo 20 minute, am venit în spatele lui, a circulat cu viteză, n-a luat curba care era la stânga, pe câmp este un transformator de curent de înaltă tensiune, a intrat în transformator și a explodat, a fost o primă explozie, după care au urmat 2-3 explozii scurte, evidente la arte de atunci, am fi vrut să intervenim, dar... Mergea cu viteză, spărteam sudesul, așa am auzit, așa. În seara asta, da, n-am mai văzut așa ceva. Dar nu știu ce a fost, cred că a fost cisternă. Iarna, în fiecare săptămână câte 2-3 tiruri. În fiecare săptămână se răsoarnă în curba asta. Când am ajuns, ce se văd? O explozie. Instantaneu s-a produs, ca în filme. A lovit, probabil că a lovit stâlpul de înaltă și instantaneu a explodat. Am vrut să iau stingătorul de pe mașină. Și la prima explozie deja ne-am retras mașina, noi eram mult mai aproape. Instantaneu, cum a lovit stâlpul, instantaneu a explodat. Păzească Dumnezeu și fie Maica Domnului, ia ajute, Doamne ajută, mari păcate s-au mai întâmplat, mari păcate. Mulți accidenți sunt aici, mulți accidenți la intersecția asta, Dumnezeu să-i păzească fiecare, avem o cruce pusă în pământ acolo. Echipaje de pompieri de la Suceava și Fălticeni au intervenit cu 4 autospeciale pentru stingerea incendiului. Pentru că prin zonă trec linii electrice de medie și înaltă tensiune, pompierii au fost nevoiți să aștepte intervenția angajaților E.ON. 2 localități au rămas fără curent electric pe durata intervenției pompierilor. Plăcuța de timbru fiind deja răsturnată, am putut să identific cele 2 cifre de la numărător, este spre 33, ceea ce înseamnă că sunt lichide foarte inflamabile. După cum se manifestă incendiu, cred că este cu siguranță o benzină foarte, foarte puternică activată. Am concentrat la fața locului atât sub unitatea de intervenție de raion, de raionul Fălticeni, cu 3 autospeciale, cât și de raionul Suceava, care a venit cu autospeciale și munca operativă. Linia care este întreruptă este linia care vine dinspre Târgu Neamț spre Fălticeni. După cum vedem, Roșioriu și Vadul Moldovei cu siguranță sunt fără energie electrică, nu sunt alimentate. Fălticeniul este alimentat, deoarece Fălticeniul are mai multe posibilități de a fi alimentat cu energie electrică. Drumul european 85 a fost blocat mai bine de 3 ore, circulația fiind deviată pe rută ocolitoare de agenții poliției rutiere. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri, iar circulația a fost deviată pe rute ocolitoare. Autoritățile se tem că explozia ar fi putut provoca și o poluare în acea zonă. Substanța din cisternă era hexan, numărul 1-33/1208. Substanța este inflamabilă, are proprietăți asemănătoare cu benzina și se stinge tot la fel ca și benzina. Să sperăm că nu o să fie impact prea mare pentru mediul în zona accidentului. Incendiul a fost stins abia după 4 ore, iar pentru o perioadă de timp în zonă s-a circulat pe o singură bandă.